Un grup de senatori și deputați PNL a inițiat un proiect de lege pentru modificarea ordonanței de urgență a guvernului numărul 97 per 2005, prin care pașaportul ar urma să devină act de identitate, la fel ca buletinul de identitate sau cartea de identitate provizorie, anunță Hot News. În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin act de identitate se înțelege cartea de identitate, precum și cartea de identitate provizorie și buletinul de identitate aflat în termen de valabilitate, precum și pașaportul. Se în propunerea legislativă de modificare a ordonanței de urgență. Respectând drepturile fiecărui individ și doar în condițiile prevăzute de lege, legitimarea de către reprezentanții abilității ai statului trebuie să poată fi realizată și în lipsa cărții de identitate. Condiționarea legitimării de existența sau prezența exclusivă a cărții de identitate este nejustificată, având în vedere că statul român eliberează și alte documente de identificare, precum pașaportul, arată inițiatorii în expunerea de motive. Legitim Marea și sau identificarea cetățenilor, mai ales în actualul context european, în timpul fenomenului denumit criza migranților și pe fundalul unor amenințări din partea unor actori non-statali, poate fi esențială sub aspectul siguranței naționale, mai spun inițiatorii proiectului.